Bună, eu sunt Ana, gazda dumneavoastră în materie de horoscop. Astăzi vom afla împreună predicțiile astrale pentru săptămâna 9-15 martie 2020, conform celebrei astrologe Mariana Cojocaru. Prin urmare, haideți să vedem împreună ce zice la horoscop. Berbec. În săptămâna care urmează, Mercur își va relua mersul direct în Vărsător. Uimitor este că vom avea parte de 4 conjuncții, un fenomen foarte rar. Va fi conjuncție între Lilith și Chiron, Uranus și Venus, Soare, Neptun, Jupiter și Pluton în Capricorn. Pentru voi, veștile nu sunt îmbucurătoare, din păcate, căci vă pot afecta sănătatea, starea de spirit și viața privată. Taur. După cum am spus anterior, una dintre conjuncții va fi exact în constelația voastră. Venus va fi în domiciliu, dar conjuncția cu Uranus vă poate lua prin surprindere în zona de carieră și vă poate da viața peste cap. Uranus este ca o bombă atomică în dragoste și sănătate. Gemeni. Cele 4 conjuncții ale săptămânii vizează mai multe sectoare existențiale, nu numai dragostea, cariera sau sănătatea, cum credeți voi că este important. Vizează copiii, compatibilitățile sau incompatibilitățile și multe altele. Rac. O perioadă cu mare greutate, care marchează anumite blocaje și anunță un grad foarte mare de risc. La unii vizate este relația de cuplu, la alții marcate sunt cariera sau sănătatea. Leu. Debutul de săptămână este cu luna albă în constelația voastră. Datorită cuadraturii cu Venus conjunct cu Uranus din Taur, se prefigurează reacții în lanț pe cariera voastră sau a cuiva drag din familie. Vizate sunt și sănătatea sau relațiile sentimentale. Fecioară. Toate conjuncțiile despre care am vorbit funcționează la voi pe principiul dominoului, mai ales că soarele natal face opoziție cu soarele din Pești conjunct cu Neptun. Vizate sunt cu precădere dragostea și cariera. Balanță. La voi, soarele natal face opoziție cu una dintre cele mai de temut conjuncții, Lilith și Chiron. Vizate sunt relațiile matrimoniale, sentimentale, cele cu copiii, asocierile, colaborările, precum și sănătatea. Scorpion. Două conjuncții vă pot afecta în mod direct. E vorba de conjuncția Pluton și Jupiter din Capricorn și conjuncția Lilith și Chiron. Spuneam de compatibilități, iar la unele se văd cu tremure existențiale în dragoste. Scorpion Săgetător, Scorpion Berbec, Scorpion și Scorpion sau Capricorn și Scorpion. Săgetător. Cele 4 conjuncții despre care am tot amintit vă pun cumpene pe destin. Unii pot avea probleme cu justiția, alții pot avea parte de controle sau de afecțiuni care se pot croniciza sau care pot scăpa de sub control. Afecțiunile de sănătate de multe ori au cauze profunde de natură karmică. Relațiile sentimentale de asemenea vor avea probleme. Capricorn. Primii vizați de cele 4 conjuncții importante, la care adaug și reluarea mersului direct al lui Mercur, vor fi cei cu business-uri mici sau mari. Chiar dacă unii se cred acum pe cai mari, pot avea startul către declin. Aș mai adăuga că această previziune este valabilă pentru toate domeniile, fie că vorbim despre manageri, patroni și așa mai departe. De ce? Pentru că zodia Capricornului patronează afaceri, companii sau corporații. Vărsător. Cum România este în zodia Vărsătorului, iar Vărsătorul este un tolerant, cei mai mulți ne delimităm de acțiunile populației majoritare din Ditrău. Umanitarismul și lipsa de ură de etnie și de rasă vor marca viitorul nostru și pe cel al lumii. Intrarea în noua eră va face selecția între spiritele superioare și spiritele inferioare. Pești. Avem cu toții mai multe sectoare existențiale care sunt marcate de celelalte zodii, nu doar de zodia în care ne-am născut. Cvintilul pe care îl face conjuncția Soare-Neptun cu cealaltă conjuncție de temut și pentru voi, Lilith-Chiron, vă bulversează și nu vedeți clar linia de orizont. Până la noi aspecte astrale, vă îmbrățișez și nu uitați să dați subscribe paginii noastre de YouTube wowbiz.ro. O primăvară frumoasă tuturor! Pe curând!